Galeria Romană se redeschide cu o nouă expoziție, eveniment. De data aceasta, doi artiști foarte importanți ai artei românești contemporane, Paul Gherasim și Vasile Gorduz. Sunt lucrări de piatră și acuarele, teme reprezentative ale celor doi artiști. Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel este o sărbătoare a îmbrățișării. Așa s-au strâns și lucrările din această expoziție, pietrele ieșite din mâna lui Vasile Gorduz și lumina albă a lucrărilor lui Paul Gherasim, ca o superbă metaforă vie a îmbrățișării între doi mari artiști, un Petru și un Pavel ei înșiși. În piatră și lumină vizităm una dintre temele pe marginea cărora Vasile Gorduz a meditat îndelung. Mielul, oaia, suprema blândețe, neasemuita supunere, sărăcia de duh, aceea care te duce direct la împărăția cerurilor. Și prin asta jertfa atotputernică, jertfa care salvează lumea tocmai prin cumințenia ei. Impresionează în lucrările expuse aici, de asemenea, intensitatea dialogului dintre sculptor și piatra pe care a ales-o. O piatră excesiv de poroasă, de podiș vechi de când lumea, ars de soare milenar, ce pare vlăguită și sufocată, un fel de piatră scheletică, dar care are în ea însăși o expresivitate nemaipomenită, tristă, dar nealterată. Pare o piatră din care s-au clădit acum 1000 sau 2000 de ani bisericile creștine de început, și mai înainte templele păgâne, și mai înainte peșterile în care viețuiau hominizi înspăimântați. Și o privești încă și mai atent, căutând nu atât să înțelegi dacă spune ceva, cât să înțelegi ce anume spune. Lucrările lui Paul Gherasim în această expoziție îi reprezintă perfect spiritualitatea. Avem pe simeze o meditație asupra literelor grecești, literele fundamentale din Evanghelii, ca și cum în literele limbii azi moartă în care s-au scris Evangheliile, putem găsi încifrat sensul lumii de azi, de ieri și de mâine. Prietenul meu Petre Guran ar spune că Paul Gherasim nu e un pictor, ci un gânditor care se folosește de pictură. Și mai aproape de sfârșitul vieții sale, aproape un duhovnic care se folosește de pictură. Și Emile ne-a ales lucrările lui Paul Gherasim mai ales pentru a ni-l pune încă și mai mult în față pe gânditorul și duhovnicul Paul Gherasim. Și a zice că era firesc să facă așa, din moment ce s-a gândit să lanseze cu această ocazie și acest mic volum de scrieri al lui Paul Gherasim, intitulat Anonimul Învățat. Este o selecție de texte alese din manuscrisele lui Paul Gherasim, o cărticică în care rândurile pictorului sunt întrerupte de acuarele realizate de el, acuarele de o delicatețe extraordinară, stilistic și în același timp de o forță formidabilă, spirituală, mistică. Totodată în această expoziție o avem invitată și pe doamna Silvia Radu cu câteva dintre temele dânsei preferate și mă refer la ceramică, îngeri, portrete. Aș dori să aduc mulțumiri domnului George Cristea, fără de care nu ar fi fost posibil acest eveniment. Vă invit să priviți expoziția în liniște, cu luarea minte, pentru că ea ne va reaminti prin propria noastră voce interioară, prin gândurile noastre, privind-o, cine suntem, de unde venim și încotro trebuie să ne îndreptăm.